Săbăreanu, să vedem cât facem. 10 minute, 20, o jumătate de oră, nu cred că mai mult de o jumătate de oră. Haideți. Hai. Peștera lui Săbăreanu. În zona cheilor Oltețului, pe lângă celebra peșteră Polovragi, peșteră a zeului dacilor Zamolxis, se mai află o peșteră de mai mici dimensiuni în care a trăit timp de aproape două decenii un fost stareț al mănăstirii Polovragi. Tot aici s-a aflat și mormântul acestuia, pe care și l-a săpat de unul singur în timpul în care a viețuit în peșteră. Cum auzi astfel de legende, te poți încumeta să treci mai departe fără a vizita și această peșteră, mai ales că nu este chiar atât de departe de peștera Polovragi și doar 15 minute de urcat într-o pădure frumoasă care te ademenește cu răcoarea ei. Peștera lui Săbăreanu se află deasupra peșterii Polovragi, unul dintre cele mai importante obiective turistice din județul Gorj. Numele peșterii provine de la Corneliu Săbăreanu, un tânăr foarte bogat în tinerețe, care, la doar 27 de ani, se hotărăște să renunțe la cele lumești și urmează calea monahală. Atunci când a venit la mănăstirea Polovragi, lăcașul de cult era într-o stare deplorabilă. Impresionat fiind de cum curgea apa prin tavanul spart direct pe masa din altar, arhimandritul Corneliu Săbăreanu a donat ultima parte din avere către acest lăcaș de cult și curățire sufletească. Părintele Corneliu Săbăreanu, duhovnicul satului și al mănăstirii Polovragi, a viețuit în interiorul peșterii timp de două decenii, decizie pe care a luat-o în urma unei vizite la muntele Athos. Părintele Corneliu Săbăreanu s-a născut la 1840, într-o familie înstărită din județul Ilfov. A terminat facultatea de teologie la Atena și cunoștea 5 limbi străine. Puțin știu că arhimandritul Săbăreanu a fost chiar duhovnicul reginei Maria a României. Simțindu-și sfârșitul aproape, dorința părintelui Săbăreanu a fost să fie înmormântat chiar în peștera unde s-a nevoit, iar legenda spune că și-a săpat de unul singur mormântul. În partea dreaptă poate fi văzut locul unde acesta a fost înmormântat inițial la 26 iulie 1926, când a trecut la cele veșnice. Trei decenii mai târziu, în anul 1957, rămășițele pământești ale părintelui Săbăreanu au fost deshumate și înmormântate în curtea mănăstirii Polovragi. În iunie 2021, o troiță din lemn a fost ridicată de locuitorii din Polovragi în amintirea nevoințelor părintelui Săbăreanu, după o procesiune impresionantă la care a participat întreaga comunitate, semn al purtării de grijă pentru memoria înaintașilor. Avem credința și speranța că acest loc va deveni un loc de pelerinaj și de închinăciune pentru credincioșii care vor veni în zonă și care vor urca la peșteră să-i aducă un pios omagiu părintelui Săbăreanu de la Polovragi. Am fost și la chirie. Da, la peșteră, peștera cu Săbăreanu, 10 minute se urcă, nu mai mult. 10 minute, 15 maximum pentru cei mai leneși. Hai! Niciun liliac în